Bine ați venit, dragi doamne și domn din Zodia Săgetător, la etalarea săptămânii 29 august 4 septembrie. Vă îmbrățișez cu mare drag și bineînțeles că am pregătit pachete de tarot, două pachete de tarot, pentru a vedea energia fiecarei zile a săptămânii, de luni până duminică. De asemenea, am și oracolul îngerilor romantici pentru a vedea cum decurge relația dumneavoastră sau dacă sunt șanse să cunoașteți pe cineva și de asemenea vă invit, dragii mei, să vă puneți intenții, dorințe, pentru că luna va fi în creștere. Prin urmare, sunt bine aspectate noile proiecte, relațiile, împăcările de orice fel, însănătoșirile. Deci aveți mare încredere că în această săptămână puteți pune bazele unor creșteri, unei dezvoltări de orice fel, unor vindecări sufletești sau trupești. Hai să vedem. Deci îngerii romantici ne vor oferi o carte despre voi, o carte despre persoana cealaltă cu care voi aveți relație sau urmează să o cunoașteți și de asemenea despre alchimie, da, alchimia relația voastră. Voi, dragi săgetători, simțiți nevoia să vă deconectați de lumea cealaltă și să fiți cu partenerul sau partenera. Îmi cer scuze, poate o parte dintre voi chiar aveți o anumită tuse sau nu puteți să spuneți persoanei dragi, poate că persoana aceasta nu dispune de timp sau de anumite, dar nu are disponibilitate. Luați-vă curajul, dragi săgetători, și spuneți-i că vreți o vacanță sau spuneți-i că vreți să petreceți un timp alături de această persoană. Da, pentru că este timpul să vă deconectați de lume și să fiți doar voi doi. Cealaltă persoană, iată, este într-un proces de iertare și de învățare și spune că persoana asta trebuie să-și elibereze și să-și vindece trecutul pentru a putea experimenta mai multă dragoste în momentul prezent. Fie că ne referim la persoana dragă cu care sunteți într-o relație, chiar căsătorie, fie că urmează să cunoașteți această persoană. Este nevoie să iasă din energia unor relații precedente, pentru ca să nu proiecteze, să nu aducă în relația cu voi energiile acelea toxice, să nu generalizeze, să nu ia de bun fără să încerce să vă cunoască exact așa cum sunteți voi, dragi săgetători. Dacă e o relație de lungă durată, aveți aici împăcări, sunt necesare împăcări și voi credeți că plecând undeva împreună ați putea să vă împăcați mai bine. Dar ideea este să clarificați în primul rând motivele pentru care ați avut probleme și să lucrați la acele situații pentru a le evita pe viitor. Da, deci fie că persoana aceasta a ieșit dintr-o relație toxică și încă proiectează și e posibil să generalizeze, să aibă o percepție diferită și să o ajutați să vă vadă așa cum sunteți voi, fie persoana asta ar trebui practic să stea un pic singură, da, să se elibereze de acea energie a unei relații nefericite. Și ce este important, fie că aveți sau nu legături cu cealaltă persoană, să vă iubiți pe voi, să vă puneți pe primul plan, pentru că dragostea de sine, această autostimă vă face mult mai romantic, mult mai atractiv din punct de vedere romantic. Deci va conta foarte mult să puneți limite, să puneți granițe, să fiți iubitori, dar să oferiți exact cât simțiți că primiți și din partea celeilalte persoane. Sper să reușiți, dragii mei, să vă izolați, să petreceți timp util cu persoana dragă, să mergeți într-o călătorie, într-o plimbare, poate chiar într-o vacanță, da? Să vă împăcați și să începeți relații benefice. Da? Uneori relațiile sunt vindecătoare, dar pe rând fiecare partener sau parteneră preiau rolul acesta de vindecător al problemelor celuilalt, dar să fie un fair play, bineînțeles. Hai să vedem pentru fiecare zi a săptămânii care sunt energiile și predispozițiile. Eu, iată, voi extrage de luni
până duminică cele 7 cărți din primul pachet de tarot și pe urmă voi proceda la fel și cu cel de-al doilea pachet, da, de tarot. Cărțile așteaptă să fie interpretate, cărțile predispun și dumneavoastră dispuneți dacă veți da curs sau nu, dacă vreți să rezonați sau nu cu cele spuse. Hai să vedem din acest tarot Osho Zen care sunt cărțile, tot așa, de luni până duminică. Și iată, foarte frumos, da, se manifestă aceste mesaje pe care le voi interpreta cu mare drag pentru voi, dragi săgetători, dragi doamne și domni în săgetători. Iată că avem deja cărțile și voi trece la interpretarea lor, dragii mei. Să vedem în primul rând cărțile din de luni, 29 august. Și văd aici că începeți cu multă armonie săptămâna, dragi săgetători. Văd o familie fericită, un colectiv armonios, văd împăcări, foarte frumos, și un împărat. Poate sunteți voi într-o poziție de conducere, o poziție în care voi acceptați și respectați legea și ordinea. Sunteți mărinimoși, autoritari și totuși armonioși. Sau poate aveți o relație cu un angajator, vine un angajator, o firmă cu care lucrați și da, care este dreaptă. Dar împăratul poate fi și o persoană care vă dădăcește, cineva din berbec. Sau bune relații cu racul, scorpionul sau peștii. În ziua de marți, dragii mei, marți va fi în 30 august, voi aveți de făcut o alegere dintre două opțiuni, da? Și avem de asemenea 6 de cupe. Voi sunteți îndoiți, voi nu știți cum să faceți, voi vă aflați aici, între două situații, da? Nu știu dacă se vede cartea. Și spune cartea, în relație cu cineva, da? Din gemeni balanță vărsător, să luați o decizie așa cum vă spune primul gând și să nu reveniți asupra ei. Pentru că aveți această tendință să ziceți, dar dacă voi merge și voi proceda în celălalt fel, dacă e mai bună a doua alegere, să nu faceți asta. Cartea așa se numește schizofrenia, dar nu vorbește decât despre faptul că voi veți fi descumpăniți, ce să alegeți, și parcă niciuna dintre opțiuni nu vă decide. Dar este bine să luați o hotărâre și să o luați după primul gând care vă vine, pentru că acela e gândul bun. Primul instinctul, intuiția, primul gând, și să optați pentru ceea ce vine spre voi, fără să vă gândiți, dar dacă alegeam celălalt drum. Nu, să nu faceți asta, pentru că în felul acesta nehotărârea poate să vă dăuneze. Iar cu 6 de cupe văd influențe, da, din rac, scorpion, pești, persoane din trecut care vă preocupă, pot fi din copilăria voastră sau prieteni din școală, de la locuri de muncă, fie că vă întâlniți cu ei, fie că vă gândiți voi, aveți mai multe amintiri, da? Dar posibil să dați și de ei pe stradă sau să vă sune sau voi să sunați pe cineva, da, o rudă, pe cineva din familia de origine sau cea formată de voi. Miercuri 31 august, e important să faceți o comparație corectă aici cu numărul 5, un 5 de aer. Spune așa, niciodată să nu comparați situațiile diferite, să vă comparați doar pe voi, cei care ați fost ieri, și să încercați să fiți cât mai buni. Aici parcă cineva din gemeni balanță vărsător dorește să vă schimbe o viziune sau voi vă schimbați o viziune, da? A doua carte, 9 de bâte, îmi spune că veți fi puși pe acțiune, colaborări intense cu berbecul, leu sau săgetătorul. Dragii mei, cu 9 de bâte sunteți foarte aproape de finalizarea unui proiect,
Văd că veți călători, veți fi energici, veți fi pasionali, dar și obosiți. Să aveți grijă, nu comparați, dar nu faceți lupte care să nu fie drepte, dar nu puteți să comparați un pește cu o maimuțică, da? Deci fiecare e performant în alte. Nu știu de ce mi-a venit să spun asta, da? Sau un om mai plinuț cu un om mai slăbuț, sau un om mai echilibrat cu un om care este mai puternic, mai energic. Iată, pentru ziua de joi, când va fi 1 septembrie și vă doresc o lună septembrie plină cu sănătate și cu toate cele bune pentru voi, dragi săgetători, pentru această zi de joi, 1 septembrie, am intensitatea. Foarte frumoase colaborări cu berbecleu săgetător, multă energie, sănătate bună și avem și o regină de spade aici. Fie că vorbim despre voi, că veți fi foarte raționali, foarte hotărâți pe deciziile voastre, veți fi experți în ceea ce faceți, sau poate fi vorba despre un nou job, o nouă afacere, despre firma voastră, da, o instituție de stat la care mergeți, la o bancă, dar va fi de bun augur în orice caz și văd interacțiune, cum spuneam, cu berbecleu săgetător, dar și cu gemeni, balanță, vărsător. Veți fi într-o poziție de putere, așa vă văd, dragii mei. Pentru vineri, vineri va fi în 2 septembrie. Aici vă văd foarte atașați de trecut. Cartea are numărul 5, trebuie să vă schimbați un punct de vedere. Poate că trecutul nu mai poate fi schimbat. În trecut a fost ceva important, dar mai important vor fi prezentul și viitorul. Cartea spune să lăsați la o parte ce s-a întâmplat în trecut, să dați curs unor oportunități din prezent. Și spânzuratul îmi spune că vreți să vedeți o situație din alt punct de vedere, să vă schimbați o perspectivă. Poate că voi veți aduna toate amintirile legate de un anumit domeniu sau o anumită situație, le veți pune într-o cutie frumoasă, legate cu o pamplică frumoasă și le veți așeza pe cel mai de sus raft din dulap, tocmai ca să nu ajungeți la ele. Pot fi și situații cu racul, scorpionul sau peștii și să revină asupra voastră, să vă caute din trecut acești oameni sau cineva din zodia pești, da, să vină. Fie că este acuzată pe nedrept sau sunteți acuzați, dar benevol parcă voi faceți un sacrificiu, benevol parcă voi încercați să vă deblocați. Vreți să vă deblocați din trecut, sunteți niște prizonieri ale unor situații din trecut și vă dați seama că este important să fiți mai atenți la prezent și la viitor. Pentru ziua de sâmbătă, 3 septembrie, văd o desăvârșire. Voi veți duce la bun sfârșit un anumit proiect, o anumită situație. Veți reuși ceva, va fi de bun augur. Iar optul de monede, veți fi recompensați pentru eforturile voastre, veți primi atât cât oferiți, veți fi experți în ceea ce faceți, în ceea ce spuneți, vă bucurați de siguranță, de prosperitate, încheiați poate cu succes un curs, o afacere. Este o zi tare frumoasă, da? Mai ales în relații cu Taur, Fecioară, Capricorn, da? Desăvârșirea este poate o călătorie, poate o discuție importantă, dar este un final de succes. Și iată duminica. Duminică poate că veți fi epuizați, veți acționa, vă veți pune multe de făcut, poate veți călători. Cartea numărul 9 vorbește despre epuizare. Mai aveți puțin și terminați cu succes o anumită lucrare, un anumit proiect sau poate că voi benevol ați preluat niște responsabilități, ați vrut să-i ajutați pe cei dragi, însă iată, dragii mei, că, da, mai ales în relații cu berbecleu săgetător, veți ajunge să vă epuizați. Cavalerul de cupe vorbește despre o frumoasă relație, deci nu este exclus să aveți viață intimă foarte intensă.
Aici, cu cavalerul de cupe, vorbim despre o posibilă relație, posibilă împăcare, cineva își cere scuze sau vă oferă un dar, bune relații cu racul, scorpionul sau peștii. Foarte frumos, da? Relații frumoase, relații armonioase și vă văd foarte încântători, da? Excelentă săptămână! Dragii mei, sper să rezonați cu tot ce a fost spus bun. Eu vă îmbrățișez cu mare drag și vă doresc o săptămână cu sănătate și cu reușite de toate felurile. Vă invit să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja, invitându-vă și la alte etalări pe care eu le realizez cu drag pentru voi. Toate cele bune! Să fiți ocrotiți și ocrotitori! La revedere!